Alături de mine se află portarul formației oaspete Dunărea Călăraș, George Șelaru, care a apărat incredibil în această seară victoria Dunării Călăraș. George, cum a fost această partidă? Cum ai privit-o din poartă? Ai fost extraordinar. Mulțumesc în primul rând pentru laude. Cu siguranță a fost rodul muncii întregii echipe. M-au ajutat extraordinar de mult astăzi, în special cei doi apărători centrali și le mulțumesc. Au fost pur și simplu senzaționali. Am știut de la început că ne va fi foarte greu, indiferent de rezultatul scris pe tabelă. Am vorbit toți înainte și am zis că avem noi 10 sau ei 10, trebuie să jucăm în continuare. Aveți aici un public pur și simplu extraordinar. Știm că duce echipa către victorie aproape de fiecare dată. Ne bucurăm că astăzi a reușit să ținem ritmul sus pe durata întregii partide și nu știu ce să zic, sunt puțin uimit. Totuși nu ne așteptam la așa ceva, a fost o diferență destul de mare. După acest început de campionat al lui CSM Focșani. Da, exact. Nu, la Focșani oricum a fost foarte greu să câștigăm. Am fost aici de mai multe ori cu mai multe echipe, nu doar cu Dunărea Călăraș și a fost foarte greu. Când am câștigat extraordinar de greu. Astăzi ne-am făcut meciul puțin mai ușor. Recunosc că aveam emoții și la 25-20, dacă nu mă înșel a fost. Știam că este o echipă puternică care poate reveni. Le-am urmărit jocurile, știam, au un handbal frumos, modern, joacă foarte rapid și ați văzut când au venit, am fusesem la 8-9 goluri, au venit la 5 goluri. Joacă în viteză și, într-adevăr, ne-am temut până pe final. Felicitări, George, și baftă în continuare. Mulțumim mult, o zi bună, baftă și dumneavoastră. Pe mine se află Roman Zacaciurin de la Dunărea Călăraș. Roman, cum a fost această partidă și mai ales că ați învins? Bună seara. Deci a fost partida foarte grea pentru noi. Nu așteptam să ne iese tot acte care noi am pregătit. Știam că ne așteaptă un meci foarte greu la Focșani, mai ales cu tribunele pline, cu suporteri adevărați care de la ultima, până la ultima secundă susțin echipa gazdă. Ce să zic, mă bucur că a ieșit tot cum noi am dorit. Felicitări băieților mei pentru luptă, că am făcut, mi se pare, un meci foarte, foarte bun. Ați înscris aproape la fiecare fază și Focșanul a ratat. Ați avut un portar extraordinar, George Șelaru. Așa este adevărat, a prins poarta astăzi un meci foarte bun, am ajutat noi cum puteam pe teren. Așa se întâmplă, când prinzi o zi foarte bună și echipa gazdă a avut ocazii 1-1 care nu puteau să înscriu, deci acolo mi s-a părut diferență. Felicitări pentru victorie și baftă în continuare. Mulțumesc frumos, la fel. Alături de mine se află antrenorul secund al Dunării Călăraș, Eremia Părăianu. Domnule Părăianu, cum a fost această partidă și cum ați privit la început? Nu credeți sau nu în această victorie? Bună seara, la Focșani întotdeauna e foarte greu să câștigi. Se pare că băieții au prins o zi extraordinară, au jucat foarte bine, au jucat precis, am avut o apărare foarte mobilă și foarte compactă, agresivă. Poarta a fost extraordinară și l-au prins o zi de excepție. Se pare că începutul acesta de campionat pentru el e foarte bun. Sperăm să o țin așa. Pot să spun că le mulțumesc băieților pentru modul cum au abordat această partidă, cum s-au comportat și cum au răspuns cerințelor date de antrenor. Mai ales în momentele grele și dificile prin care trece echipa și clubul. Sperăm ca pe viitor să ținem așa, să jucăm în maniera cum ne-am prezentat astăzi și să trecem peste aceste momente grele. Publicul de la Focșani, cum vi s-a părut? Publicul de la Focșani, ca întotdeauna, un al optulea susținător. Din punctul meu de vedere, publicul a făcut tot ce a putut și au susținut echipa până la capăt, dar cum am spus mai devreme, băieții noștri au prins o zi bună și, din păcate, pentru ei n-au putut să-i bucure atât de mult, pentru că am jucat bine și am câștigat. Felicitări pentru victorie și baftă în continuare. Mulțumim și vouă vă dorim la fel. Mulțumim. Alături de mine se află Ilia Sladici, jucătorul lui CSM Focșani, care astăzi a făcut o partidă bună, însă până la final am pierdut la 7 goluri diferență. Ilia, cum a fost astăzi? Cum ai văzut jocul din teren? Ce ai simțit în această partidă? Eu cred că am încercat să câștigăm meciul, am ieșit bine toții, dar nu am avut noroc. Echipa nu a stat cum ca meciurile trecute. Și asta e, închidem pagina asta, ne gândim în următorul meciul și nu mai rămâne asta, muncă. Au avut un portar într-o zi de excepție, George Șelaru. Apa a apărat prea mult și noi am arătat prea mult și asta e, o zi
Noi am avut și cloșca, a stat meciurile trecute, a stat extraordinar și asta e. Asta face diferența în meciul, dar el a stat extraordinar azi și ce mai să facem? Am încercat și la pauză pentru publicul care a venit să ne susține cum fiecare meciul și asta e. Capul sus și mergem mai departe. La pauză ați fost conduși la 5 goluri, ați crezut în victorie în repriza a doua? Clar că am crezut, am ieșit și repriza a doua, dar nu ne-am ieșit lucrurile azi și asta e. Nu a fost echipa cum ca meciurile trecute, dar asta e, se întâmplă, nu e normal, liga e foarte lungă și se întâmplă și meciurile astea. Acum Călăraș a trecut, am pierdut meciul, acum ne gândim în Reșița și asta e. Mulțumim, Ilia, și baftă în continuare, mai sunt meciuri până la final. Mulțumim și eu.